Harney și dimineața filmă de cei care s-au sunat târziu, mai bărbații ne trezim dimineață de vreme ca să muncim, fie că e vorba de făcutul pâinilor istoriei, am spus sau mulțumesc frumos, fie că e vorba de cultură, artă, educație. Bine ați venit, domnul organizator, vă spun, bine ați venit la această conferință de presă, care are ca subiect cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional al Educației, lucruri despre care știm cu toții. Sperăm ca această ediție să fie una remarcabilă, cu atât mai mult cu cât această ediție este coincidentă cu momentul lansării candidaturii Iașului, candidaturii oficiale a Iașului la statutul de capitală culturală europeană 2021. Pe parcursul întâlnirii vom mai detalia lucrurile care trebuie puse în lumină mai mult decât atât. Îl rog pe domnul primar Gheorghe Nichita să spună cuvântul domniei sale la această conferință de presă. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și vreau să vă mulțumesc că participați la această conferință de presă. Eu am o mare bucurie și trebuie să o spun public, și să mulțumesc public, în mod special, celor care au fost și sunt partenerii noștri în această gala Festivalului Internațional al Educației. În primul rând, aș vrea să mulțumesc reprezentantul Universităților din Iași, care sunt în bordul festivalului și care, an de an, ne ajută ca să putem diversifica aceste evenimente care au loc în cadrul festivalului. Vreau să mulțumesc, în mod special, Inspectoratul Școlar Județean Iași, doamne inspector general care este aici, să mulțumesc reprezentanților Institutului de Cultură, partenere, și toți sunt reprezentați astăzi aici la această conferință de presă, oamenilor de afaceri, prin Camera de Comerț, prin nouul președinte Butnariu care este prezent aici. M-a bucurat foarte mult că acum o lună de zile s-au interesat în mod direct despre cum merg demersurile noastre pentru Capitala Culturii Europeană și cum organizăm acest festival al educației. Și mulțumesc că s-au implicat. Și nu vreau, în ultimul rând, să uit pro-eventul care anul trecut a inițiat și a organizat acest festival, mă refer la domnul Mendirigiu. Anul acesta a gândit la început un concept pe care noi l-am dezvoltat altfel în municipalitatea și sper ca în viitor atât pro-eventul, domnul Mendirigiu și alte companii de acest gen să fie parteneri ale noastre adevărate în a organiza acest festival care trebuie să fie o tradiție la Iași. Bucuria mea este că reușim să avem sute de evenimente culturale și educaționale. Noi am gândit festivalul ca pe o formulă cât mai vastă, cu un amestec provocator de cultură și divertisment în aer liber. Dorim foarte mult să punem în evidență atât spațiile convenționale cât și cele neconvenționale. Sigur, am gândit mai demult o axă culturală a Iașului, pe care am dezvoltat o infrastructură importantă, și mă refer, axa culturală pleacă de la zona Copoului cu universitățile și merge spre Palas, ținând tot ceea ce înseamnă zona Ștefan cel Mare, Palas, până în Poduroș. Pe această axă culturală vom avea evenimentele importante, pentru că o punem în evidență. Punem și universitatea în evidență, punem și monumentele orașului în evidență și spunem și de ce nu acest pietonal care este o mândrie pentru Iași, deși unei mai sunt care nu se mândresc tot timpul cu Iașul. Dar asta e altă problemă. Și de ce nu? Vreau să știți că în acest an vom dezvolta evenimente foarte multe și în cartiere. Avem scene montate în cartiere și vom duce Festivalul Educației și în cartiere. Sigur, n-a fost uitată nici cultura alternativă la acest festival. Vor fi evenimente de gală, spectacole, conferințe, dar și acțiuni stradale, în care intrarea publicului va fi anul acesta în totalitate gratuită. M-au sunat foarte mulți prieteni și foarte multe cunoștințe din Moldova că vor să vină la jetul total și cum iau și ei bilet. De data aceasta, spectacolul este pentru toată lumea, mai ales că el coincide cu marșul absolvenților și este un cadou al nostru făcut a municipalității pentru absolvenții care anul acesta termină facultățile ieșene. Marea noutate pentru acest an și pentru conceptul nostru de Capitală Culturală Europeană este că reușim să refacem această axă a trecutului istoric al Iașului,
a Moldovei, Iași, Cernăuți, Chișinău. Pentru că evenimentele noastre vor fi derulate și la Chișinău și la Cernăuți. Iar cei la Cernăuți au chiar zilele Cernăuțului și vom fi prezenți acolo timp de mai multe zile, inclusiv spectacolul Maestru Doga va fi transmis în direct la Cernăuți din Piața Palatului. Astăzi seară, la gala de deschidere, va participa și primarul general Chișinăului, domnul Dorin Chirtoacă, care este absolvent de învățământ preuniversitar la Iași, absolvent din Negruții. Și mă bucur foarte mult că va fi alături de noi. Sigur, FIE este un vehicul cultural cu o menire foarte clară. Ceea de a crea evenimente în prima parte a anului, pentru că în a doua parte a anului aveam deja evenimente importante, mă refer aici la sărbătorile zilei Iașului și sărbătoarea Sfintei Parascheva, dar în prima parte a anului celebrăm educația și spuneam că este un vehicul cultural pentru a putea ajunge într-adevăr la un deziderat, cel de a deveni capitală culturală europeană. Și să știți că nu doar titulatura ne interesează, deși ea e foarte importantă. Ne interesează efervescența pe care o creează acest proiect. Ne interesează foarte mult când începe comunitatea să vibreze, când începe mediul cultural, educațional, spiritual al Iașului să fie unit, când începem cu toții să avem un proiect strategic, care nu durează un an, o săptămână sau o lună, ci durează ani de zile, până în 2021, și care ne deschide perspective în viitor de a crea lucruri istorice pentru această municipalitate și pentru această zonă de țară. Cred total în acest proiect și cred total în menirea Iașului de a putea, într-adevăr, să devină o sursă de iradiere a ceea ce înseamnă Europa în zona de est a Europei. Cred total în acest lucru și pentru acest lucru vreau să spun că gândim proiecte importante alături de dumneavoastră și vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Și sigur, nu putem să neglijăm aici pentru un lucru, oferta educațională a Iașului, un învățământ preuniversitar de excepție. Și nu o spun eu pentru că sunt un tip subiectiv, sunt primar al orașului care vrea să se laude, ci rezultatele învățământului preuniversitar al Iașului sunt de excepție. Cei mai multe note de 10 la bacalaureat din România, cei mai mulți olimpici internaționali, cei mai multe medalii de aur și de argint la olimpiade internaționale și sigur ne dorim foarte mult ca acest învățământ să facă performanțe în continuare, dar să reușim să și păstrăm pe acești copii minunați, aceste minți minunate acasă la noi. Și de ce nu, oferta academică, care este și ea de excepție, începe într-adevăr să aibă o ștachetă, așa cum ne-am dorit-o întotdeauna, fiecare universitate în parte având un program care încetul cu încetul se exprimă din ce în ce mai bine la nivel național și internațional. Spun lucrurile acestea pentru că sunt invitat la foarte multe simpozioane unde științifici la care vin foarte mulți oameni, nu numai din România și din celelalte state, și reușesc într-adevăr să laude și învățământul universitar, dar și orașul nostru să fie pus în evidență. Spuneam și spun în continuare că orașul a devenit el însuși un personaj cultural, un personaj principal cultural în cadrul acestui festival și mă bucur foarte mult că am în primăria municipiului Iași, în colegii mei, colaboratori foarte buni, care, în afara faptului că trebuie să se ocupe de străzi, de iluminat, de parcuri și așa mai departe, de ridicatul gunoiului, au început să înțeleagă ce înseamnă cultura și educația și să fie din ce în ce mai implicați în aceste două lucruri atât de importante pentru viața noastră de zi cu zi. Cam acestea sunt ideile pe care vreau să le conturez la acest moment. N-am să închei înainte de a-i mulțumi în mod special doamnei Beatrice Rancea, care sigur pentru foarte mulți îi incomodă, dar pentru mine este foarte dragă, pentru că performanța ei este de excepție și este în rezonanță cu ceea ce așteaptă Iașul și ce aștepta Iașul de an și an de zile. O operă care astăzi face cinste Iașului, trecutului Iașului și de ce nu face istorie pentru prezent și pentru viitorul Iașului. Ea este și cea care, de fapt, ne ajută în foarte multe evenimente, prin faptul că regizează, le organizează, ne ajută să le organizăm, inclusiv gala de diseară va fi de dumneai regizată și, de ce nu, a acceptat cu foarte multă bucurie ca acea gală a operelor naționale să se desfășoare în Festivalul nostru internațional Educației, dând o dimensiune și mai mare acestui festival.
Eu vă mulțumesc foarte mult, sper că am fost destul de clar și de provocator pentru dumneavoastră, întrucât mi-aș dori foarte mult ca să fiți mesagerii noștri ai festivalului, să antrenăm cât mai mulți oameni din Iași, în afara Iașului, să stea în aceste zile la Iași și de ce nu o să cunoască și sufletul și spiritul Iașului și cultura Iașului și bucuria de a fi împreună și de a fi uniți în această etapă destul de tumultoasă a vieții noastre, a fiecăruia dintre noi. Vă mulțumesc foarte mult! Dacă vreți să-mi dați microfonul, cu mare plăcere! La operă? Da, la operă. Da, n-ai să spui lucrul ăsta? Da, m-a rugat doamna Beatrice Rancea să vă spun sau să vă reamintesc la ora 1 la operă este conferință de presă, unde bineînțeles că sunteți invitați cu interes și... Da. Nu, uite-ți-l de-o pe ăsta. Vorbește cu al primarului ca să fii sigură. Bună ziua, vă invităm la ora 1 la o conferință de presă pentru Gala Premiilor Operelor Naționale. Vă mulțumim. A fost o întâmplare culoarea culoarea buretelui, zic, a fost o întâmplare. Voiam să vă transmit un gând și un sentiment al domnului Ion Caramitru, președintele de onoare al festivalului. Am vorbit cu domnia sa și m-a rugat să vă spun că iubește Iașul, ceea ce știți, că faptele domniei sale demonstrează asta, una dintre ele fiind acela că s-a organizat la Iași Gala Premiilor UNITER și că faptul de a fi președinte de onoare al acestui festival este și o confirmare a încrederii pe care o are domnul Ion Caramitru în posibilitatea Iașului de a deveni în 2021 capitală culturală europeană. Doamnă rector, dacă vreți să spuneți câteva cuvinte. Doar dacă. În mod deosebit, nu. Susținem întotdeauna Festivalul Educației cu resursele noastre artistice, cele trei domenii, muzica, artele vizuale și teatru. Am fost întotdeauna aproape, alături de colegii de la celelalte universități. Și vom fi bucuroși să vă avem aproape în această perioadă. Vă mulțumesc! Da. Doamna inspector general Camelia Gavrilă, care are cu siguranță de spus ceva. În completarea acestei introduceri provocatoare pentru zilele de festival, aș vrea să lărgesc puțin conceptul de festival al educației și să spunem că la acest moment educație înseamnă mai mult decât ce se întâmplă în spațiile convenționale ale școlilor sau universităților, că înseamnă o împingere a zidurilor culturii și educației spre stradă, spre oraș. Înseamnă oportunități de a asista la spectacole de calitate, de a trăi experiențe culturale importante și pentru cei tineri și, sigur, și pentru studenți. Din punctul de vedere al învățământului preuniversitar, noi suntem în dublă ipostază aici. Pe de o parte, actori implicați, parteneri, sunt formații importante, instituții, cum este Palatul Copiilor, Colegiul de Artă, formații de teatru sau de muzică, ce vor, sau cercuri de diferite tipuri, ateliere de creație care vor fi în spațiile festivalului. Pe de altă parte, însă, ne dorim să fie foarte mulți spectatori tineri, de toate vârstele, motiv pentru care elevii ieșeni au fost invitați prin profesorii lor să participe și nu doar invitație, ci chiar o invitație organizată, pentru că știm că de multe ori experiențele culturale trebuie să aibă și medierea și mentoratul unui profesor pentru a se decodifica spectacole, pentru a se participa la lecturi publice. Deci e o dublă ipostază de care spuneam și de actori implicați, dar și de spectatori din partea elevilor. Pe de altă parte, vom oferi, ca de obicei, premii alături de celelalte universități pentru profesori de marcă, profesori de elită a învățământului ieșan și pentru elevii deosebiți. Și toate acestea completează ceea ce facem prin premiera, prin gala de excelență a inspectoratului școlar, în parteneriat cu primăria sau Consiliul Județean, prin momentele dedicate învățământului preuniversitar la zilele Iașului, adică toate se adună într-un elogiu a
adus educației și de aceea Festivalul Educației e de fapt un festival al educației și al culturii și un festival prin care Iașiul își confirmă vocația culturală și vocația excelenței. Vă mulțumim foarte mult, doamna Beatrice Rancea, managerul operei din Iași. Funcționează? Da. Eu vreau să-i răspund domnului primar și să-i spun că eu mă mândresc cu Iașiul. Pot să spun că Iașiul este al meu acum, mă simt ca acasă aici. Și doar atât vreau să urez mult, mult succes Iașului, să dea Dumnezeu să realizăm aici foarte multe lucruri frumoase împreună. Bănuiesc că acum este răspunsul domnului primar. Deci o provocare tot timpul, Beatrice, așa că știți foarte bine, anul trecut a primit titlul de cetățean de onoare al orașului. Cum poți să primești acest titlu dacă nu te identifici cu Iașiul? E clar că te identifici cu Iașiul. Vreau să vă mai spun că avem un festival de poezie în care avem foarte mulți poezi care vor veni la Iași. O să Adi Cristi și cu Maria Casian Spiridon sunt cei care se ocupă de organizarea acestui festival. O să aibă loc deschiderea tot duminică înainte de Gala Operilor și pe 24 o să avem închiderea acestui festival de poezie. Sunt multe evenimente importante, dar festivalul de poezie voiam să-l scot în evidență pentru că n-a fost în ceilalți ani. Și pe de altă parte, aș vrea să vă spun că am o năzuință, am o dorință foarte mare de a aduce la Iași, la evenimentele care le considerăm noi că sunt emblematice pentru oraș și pentru viitorul capitalei culturale europene, cât mai mulți foșteșeni. Îmi doresc foarte mult ca oamenii care excelează și au excelat în cultura românească, în arta din România, să fie aproape de noi în toate demersurile care le facem. În acest an, anul trecut a fost Adrian Păduraru, anul ăsta în prezentare o să fie și Daniela Nane. Îmi spune astăzi că un gol așa în stomac mi s-a pus când a ajuns la Iași să-și vadă străzile. Îmi doresc foarte mult ca alături de Ion Caramitru, care nu este eșan și care a semnat în lista de susținători pentru Capitala Culturală Europeană, să avem pe toți cei care astăzi locuiesc în București sau în țară sau în afara țării și care să susțină cât mai mult acest concept al nostru de Capitală Culturală Europeană. Îi vreau activi și nu îi vreau doar reactivi, nu doar noi să ne uităm la ei, îi vreau să participe alături de noi la acest demers și, de ce nu, la aceste evenimente care sunt făcute și destinate și pentru ei. Eu cred că a te naște în Iași este un privilegiu, este o mare bucurie și cred că acest lucru trebuie să te urmeze toată viața și să te oblige toată viața ca să fie aproape de acest oraș. Dacă aveți întrebări ca să... Da, doamna Arancea mă completează iarăși și foarte bine că o face. Suntem primii care organizăm Gala Doga. Și chiar vreau să vă spun că noi negociam cu maestru ieri, sper că Daniela și cu Beatrice au și reușit, era un spectacol de aproape 4 ore. Are ce spune, are ce exprima. Și noi rugam frumos să fie de 2 ore, 2 ore și jumătate. Da, suntem primii în România care organizăm o gală extraordinară, Eugen Doga, un mare, mare compozitor. Și iată că pe 27 vă invităm în aer liber la un concert extraordinar cu orchestra, corul de copii și soliștii operei. Vom interpreta mari lucrări ale maestrului Eugen Doga. Repet, suntem primii ca să ne lăudăm. De ce zic eu că iubesc Iașiul? Aici se întâmplă lucruri extraordinare. Și vreau să mulțumesc Centrul Cultural German, Centrul Cultural francez, pentru că s-au implicat și ne-au ajutat în toate evenimentele care le organizăm. Și sigur, prietenul meu veșnic, Bujor Prelipceanu, la tenis încă n-am tranșat care câștigă, mai avem timp, dar sunt convins că spectacolul care îl va organiza la finalul, la închiderea galei, Filarmonica din Iași, Filarmonica din Chișinău, va fi un spectacol de excepție. Întrebări dacă aveți. Domnul Zănoagă, chiar nu aveți întrebări. Știu, tocmai de asta am început. La sfârșit. Haideți, cât costă, nu? Astea nu... Când toată lumea... Nu merge asta. Când toată lumea susține festivalul, e cu sufletul aici și de ce să...
provocăm lucruri de altă dimensiune. Ultima întrebare, vă rog. A fost adresată, atunci probabil că vă rezervați dreptul de a pune întrebări la conferința de presă de la Operă. Vă mulțumim foarte mult, să dea Dumnezeu să fie o ediție excepțională 2014.